Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Haideți să vedem cum veți sta cu dragostea voi cei din Zodia Rac sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Rac. Dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Bun. Ia să vedem noi. Cum veți sta voi cu dragostea la sfârșitul primăverii? Ce vă așteaptă? Și vom începe în primul rând cu un mesaj din partea oracolului. Ia să vedem ce mesaj are oracolul pentru voi. Ce mesaj are oracolul pentru voi? Cultivați prosperitatea. Să știți că abundența din univers va intra în viața voastră. Și aici vorbim de tot ceea ce voi ați semăna din punct de vedere amoros. O vorbă bună, un gest, o intenție va cântări foarte mult în perioada următoare pentru că voi aveți o recoltă bogată, deci voi veți culege tot ceea ce este mai frumos din ceea ce ați făcut pentru cineva până în momentul actual. Haideți să vedem care este energia principală. Aici este și chiar voi, race. Va fi o perioadă în care voi veți duce o luptă. O luptă cu oamenii din jur pentru povestea voastră de dragoste, pentru că sunt foarte multe persoane care se împotrivesc. Vor fi momente în care voi veți pierde, să zicem, o luptă. Cum ar fi o conversație, nu vă întâlniți la timp cu persoana iubită și simțiți că totul este pierdut. Ceea ce trebuie să știți este că voi veți câștiga războiul. Este și o perioadă în care trebuie să faceți față multor trăiri și va trebui să luați o hotărâre. O hotărâre dreaptă care va încheia un ciclu karmic în viața voastră. Și o să aducă fericire, o să aducă o surpriză plăcută, o să aducă o împlinire și o veste foarte bună. Poate o întâlnire romantică, o clarificare într-o poveste de dragoste și veți da frâul liber creativității. Ce va gândi persoana iubită? Vă va căuta intens atenția și o să vă caute cu diferite pretexte, poate legate de muncă, poate legate de o problemă. Sau vă doriți voi foarte mult să fiți căutați. Aici văd oarecare reținere. E foarte posibil să aveți o perioadă în care vorbiți intens și dintr-o dată totul se schimbă și voi nu știți ce se întâmplă și ce mai gândește sau dacă gândește sau s-a jucat până acum. Vă este teamă de ce ar putea să fie, de aceea vă puneți întrebarea ce gândește persoana aceasta în legătură cu mine. Pentru că acum este foarte tăcută și va fi pe tot parcursul acestei perioade rezervată, reținută, vorbește foarte vag sau foarte puțin, dar vă ascunde ceva. Vă ascunde ce gândește cu adevărat despre voi. Întâmpină o problemă și să știți că este teamă de consecințe, este teamă de a nu pica ca o victimă, adică nu are încredere 100% că sentimentul este reciproc sau că și voi vă gândiți cu aceeași intensitate la el sau la ea, de aceea reacționează așa. Ce va simți? Că alături de voi poate clădi ceva nou nouț, ce nu a mai trăit și nu a mai experimentat până în momentul actual. Doar că momentan nu se simte pregătit, pregătită pentru a se implica emoțional sau într-o altă formă în viața voastră. Da, este o persoană care pune mult accent pe nevoile sufletului lui, a ei, vrea să stea departe, nu vrea să se implice în nimic sau să iubească în momentul actual, doar că nu va putea sta departe, adică se vede clar nevoia de a comunica, de a vă întâlni, de a petrece timp împreună. Și așa o să ajungeți voi să demascați această persoană sau ce sentimente are cu adevărat pentru voi. Pentru cei aflați într-un cuplu, vă văd strălucind. Treceți sau sunteți într-o perioadă foarte bună, doar că aflați ceva în perioada următoare care o să zdruncine puțin echilibrul
care l-ați creat, pentru că aici este vorba de o muncă pentru a menține această relație pe un făgaș normal, să spunem așa, orică aflați de un viciu a persoanei iubite, orică întâmpinați anumite probleme și ies la iveală nemulțumirile din relație, se ia o hotărâre. Va trebui să vă ascultați și vocea interioară ca să știți exact ce veți face, dar veți fi oarecum provocați cei din cuplu în perioada următoare. Pentru cei aflați într-un trio amoros, aici vi se cere clar să dați dovadă de curaj. De curaj de a încheia o relație care nu vă mai regăsiți. Aici vorbim fie de un divorț, fie de relația de trio în care voi vă aflați. Nu se mai poate continua în formula aceasta. Deci ori încheiați căsnicia, ori încheiați această poveste de dragoste, pentru că mulți dintre voi veți simți că ceva nu este în regulă și că situația aceasta nu poate continua la nesfârșit, chiar dacă există pasiune, chiar dacă există adrenalină foarte multă, undeva lucrurile nu funcționează în mod normal. Pentru cei singuri apare o șansă, o oportunitate de a clădi o relație, doar că nu vedeți momentan posibilă această relație din cauza că aveți de-a face sau simțiți, aveți niște sentimente pentru o persoană rece, distantă, simțiți că această persoană nu iubește și nu va iubi niciodată. Este o persoană care este destul de tăioasă sau cu care tot intrați în diferite conflicte, dar să știți că această persoană își protejează inima pentru că de iubit vă iubește. Și văd o discuție într-o seară pe care o veți avea cu persoana aceasta, la care vă gândiți foarte intens și vă descoperiți că aveți foarte multe lucruri în comun și puteți clădi ceva frumos pe viitor. Provocarea vine cu un secret care va ieși la iveală, cu o parte necunoscută a lucrurilor din prezent și are legătură cu două energii masculine. Deci dacă sunteți bărbați, auziți ceva de un alt bărbat, dacă sunteți femei, sunteți puse în fața unei alegeri între doi bărbați. Sau poate aveți de-a face cu un bărbat care până acum a fost foarte iubitor sau în cazul domnilor cu o femeie care a fost foarte iubitoare și dintr-o dată schimbă atitudinea față de voi și nu mai știți ce să mai credeți pentru că vă duce așa într-o zonă tumultoasă, într-o zonă întunecată, nu știți de ce s-a răcit, de ce s-a distanțat, ce ascunde, de ce lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, când vouă vă mergea foarte bine sau că lucrurile evoluau într-o direcție potrivită. Văd că veți depăși aceste dificultăți cu mult curaj, dar trebuie să aveți răbdare, că de provocat veți fi provocați. Surpriza vine prin speranța că totul o să fie bine, că voi o să vă puteți vindeca sufletul și inima, că puteți depăși un moment, că puteți avea un copil, că văd acest lucru. Din nou steaua, da, și că veți avea parte de o iubire foarte profundă, puternică, veți reveni la niște sentimente mai pline de viață, văd niște legături serioase și de lungă durată care se înfirii cerere în căsătorie, declarații de dragoste, întemeierea unei familii și o persoană care vă scapă de supărare. O persoană care o să fie, este importantă pentru voi această persoană, pentru că va avea puterea să vă scape pe voi de o suferință, de o supărare. Sfatul vine prin patru de spade. Trebuie să vă gândiți mult mai mult la voi, să vă retrageți atunci când trebuie să vă retrageți, să nu mai spuneți nimic atunci când nu trebuie să mai spuneți nimic, să fiți foarte. Vedeți, a apărut din nou energia principală a întregului interval. Lupta aceasta pe care veți duce în următoarele 2 săptămâni și nevoia de a face un echilibru, pentru că aici aveți nevoie, nu vă simțiți înțeleși. Și în momentele acestea, în momentele în care nu vă simțiți înțeleși, trebuie pur și simplu să ori să vă impuneți mult mai mult, ori să nu mai spuneți absolut nimic, pentru că timpul le va așeza. Voi ați făcut foarte multe lucruri pentru cineva, pentru o persoană iubită, pentru persoana iubită, pardon, doar că acea persoană nu a venit cu aceeași contribuție către voi. Iar voi veți renaște din propria cenușă. Nu veți mai accepta anumite lucruri și sfatul vine prin acest lucru, da, să vă retrageți și să vă gândiți cu adevărat ce vă doriți pe viitor.
de la o anumită persoană, de la o anumită relație, cum vedeți voi, cum vede sufletul vostru anumite situații, să le spunem așa, sau o anumită evoluție, după care să știți că a venit timpul să faceți o schimbare majoră în viața voastră. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!